Deci, salutare lumea Swifty Gaming, vă salută și bine v-am găsit la un nou episod. De data aceasta voi face ceva mai special cu sprijinul doamnei profesoare, care m-a lăsat. Voi face niște reacții la chimie cu substanțe reale, nu este nici o făcătură. Stai aici în școală, în laboratorul de chimie, după cum puteți observa. Bun, ce voi adăuga? Pentru început, voi adăuga hidroxid de sodiu, care este o bază tare, sodiu fiind un metal din grupa a întâia. Îl voi adăuga cu acid clorhidric. HCl, care este un acid coroziv, dar la concentrații mai slabe nu este atât de coroziv. Deci nu vă faceți grijă că nu pățeți nimic. Am aici un stativ cu eprubete pe care le voi folosi și aici un stativ în care voi pune produsii de reacție finale. Acum, o să vă arăt și ce rezultă. Deci, luăm o eprubetă. Eprubeta se ține întotdeauna. Dați-mi voie să găsesc una mai mică. Bun. Eprubeta se ține tot timpul cu 3 degete în felul acesta. Nu o țineți nici așa, nici așa. Cu 3 degete tot timpul. Și acum să vă arăt ce se întâmplă. Nu o țineți niciodată dreaptă, o țineți înclinată pentru a vedea cât turnați. Desfacem dopula acidul clorhidric. Podul palmei să fie pe etichetă tot timpul atunci când turnăm. Punem puțin acid clorhidric. Bun. Punem dopul imediat și adăugăm acum hidroxidul de sodiu. Dați-mi voie doar puțin. Punem o eprubetă în stativ până desfacem capacul. Nu avem nici să ne grăbim la hidroxidul de sodiu, deoarece nu este atât de coroziv. Și vedem aici, adăugând o bază tare peste acid, rezultă următorii produși de reacție. Va rezulta apă, după cum puteți vedea, și clorura de sodiu. Vedeți? Apă și clorură de sodiu. Deci nu este nimic foarte spectaculos la această reacție. E pur și simplu apă-apă. Bun. O punem în stativ. O să vă las aici. Vă mai uitați la ea în caz că doriți. Și acum vom trece mai departe. Bun. Pentru următoarea reacție voi adăuga așa. Clorură de bariu, care este o sare, cu sulfatul de nicher, care este de asemenea o sare. Pentru radicalul sulfat de nichel, care cunoaștere avem clorurile. De exemplu, clorura de bariu. Și o să vă arăt imediat ce va rezulta. Le voi pune deoparte. Voi lua o eprubetă mai subțire, pentru că nu ne trebuie una groasă. Ținem eprubeta exact cum am arătat, cu 3 degete deoparte, cu degetul mare în felul acesta, înclinată pentru a vedea cât turnăm. Desfac sulfatul de nichel, doar puțin. Bun. Sulfatul de nichel este sub formă de granule, dar acesta este o soluție, după cum puteți observa. Punem puțin, nu punem foarte mult. O pun la loc. Punem dopul imediat peste sulfatul de nichel și adăugăm clorura de bariu. În felul acesta. Rezultând un precipitat alb lăptos imediat. Veți observa dacă îl mai agităm puțin. Combinând sulfatul de nichel cu clorura de bariu, va rezulta sulfat de bariu și clorură de nichel. Puteți vedea aici clorura de nichel care este verde și precipitatul alb lăptos fiind sulfatul de bariu. Nu mai las să-l vedeți. Vedeți pe margini aici, lasă ca un fel de urmă ca de lapte, ca laptele de casă sau cel bătut, când îl puneți într-un pahar. Deci, țineți minte, clorura este folosită pentru recunoașterea radicalilor de tip sulfat, cum am folosit eu aici. Bun, acum o să vă prezint, doar o să vă arăt deocamdată, nu trecem la el.
la această substanță, doar la final vă voi prezenta această substanță. Acesta este acidul sulfuric, care este unul dintre cei mai tari acizi. Cel mai tare acid este acidul perchloric, a apărut acum pe ecran formula, dar acesta este acid sulfuric, care este un acid foarte tare, coroziv. Și să vă mai arăt încă o substanță mai periculoasă, să zic așa. Soluție de azotat de argint. Această soluție, odată turnată pe piele, va negri țesutul pielii și nu există leac, nu puteți să faceți nimic pentru a depărta negrarea aceea, deoarece afecta țesutul. Doar prin depărtarea țesutului se poate pierde de negrarea aceea. Adică, ca să mă exprim așa, prin tăierea pielii de pe mână. Deci acesta este azotatul de argint, care are această proprietate, creează pielea de drac, cum se mai spune. Deci foarte periculos. Bun, acum vom trece mai departe. Bun, dragi prieteni, ne-am întors. Acum voi adăuga așa. Baza tare, pe care v-am prezentat-o și mai devreme, hidroxidul de sodiu, îl voi adăuga cu sulfatul de cupru, care este o sare. Vedeți, este o sare albăstruie. Soluție, bineînțeles. Bun, o să vă prezint imediat și ce rezultă. Luăm o eprubetă. Încă o dată mulțumesc doamnei profesoare că a avut încredere în mine. Bun. Și acum vom face așa. Sulfatul de cupru îl deschidem, nu ne grăbim. Întotdeauna punem după sticlă, ori înapoi. Bun, am pus sulfat de cupru. Punem dopul imediat, deoarece este un sulfat. Bun. Acum vom adăuga hidroxidul de sodiu. O să vă prezint, o să vă zic imediat ce rezultă. Hidroxidul de sodiu îl aveți chiar aici. Bun. Vedem că sulfatul de cupru, dați-mi voie să închid sticla la hidroxidul de natriu, sulfatul de cupru, înainte, vedem că era transparent, putea să vedeți prin el. Adăugând o bază tare, de exemplu, hidroxidul de sodiu, acum soluția care a rezultat este opacă, nu puteți vedea prin ea. Observați. Când un produs de reacție se depune pe fundul eprubetei al paharului, v-ați spus și voi, se cheamă precipitat. Adăugând sulfat de cupru cu hidroxid de sodiu, va rezulta, imediat să vă spun, ca să fac ca pe ecuație chimică, va rezulta hidroxid de cupru, care se depune, acesta opac, plus sulfat de natriu. Formulele le găsiți și pe ecran în caz că vă întrebați. Vedem și este opac. Bun. Precipitat albastru, cum a corectat și doamna profesoară. Bun. Acum, trecem la următoarea, care va fi ceva mai frumos. Deci, bun, băi băieți, acum doamna nu mai este lângă mine ca să mă supravegheze, acolo, în spate. Și vom face așa. Dați-mi voie să-mi iau ce trebuie. Voi pune așa. Carbonat acid de sodiu, natriu, hidrogen, carbon, oxigen 3, cum puteți vedea aici, care este un fel de zahăr, dacă vă gândiți așa, la textură. Nu este zahăr, deci nu încercați să-l gustați. Bun, și voi adăuga cu acid clorhidric, pe care l-ați văzut mai devreme. Bun. Și într-un final, mai departe, voi pune acid sulfuric la următoarea reacție cu, dați-mi voie, cu clorurat de bariu. Deci, nu ratați, dați-mi voie, nu vedeți de ceasul, trebuie să ajung și eu la ora următoare. Bun, avem timp, nu ne grăbim. Dacă ne grăbim, este o prostie. Bun, voi lua într-o eprubetă din acesta. Nu încercați să-l luați cu degetul, să-l puneți în eprubetă, pentru că nu se face așa. Pentru că altfel veți avea voi de suferit, pielea voastră. Bun. Așa, să vi las mai așa stativul. Desfacem carbonatul acid. Este acid deoarece există și hidrogen. Am dat camera mai în jos ca să puteți vedea. Bun, l-am deschis. Îi simt deja mirosul. Și vom pune puțin. Bun. Vedem, carbonat acid am pus pe fund. Nu vom pune foarte mult.
Oricum, nu rezultă nimica periculos, dar nu vom pune foarte mult, pentru că suntem economisitori, dacă se spune așa. În fie se spune așa, dar mă rog. Bun, carbonatul acid îl punem deoparte. Bun. Sper să nu bupe ceva și să facă pum aici. Bun, nu mai dăm din mâini, că cine știe ce se întâmplă. Uite, acidul clorhidric. Punem deoparte. Adăugăm peste carbonatul de... peste carbonatul acid de sodiu de mai devreme. Și vedem imediat ce rezultă. Și da, chimia este materia mea preferată, în caz că vă întrebați. Vedeți, face urât. A început să bâzie și iese un gaz. O să vă zic imediat ce se întâmplă. Acest gaz nu trebuie inhalat. Fac așa. Nu știu dacă vedeți, iese un gaz. Și aici face bzz, 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 face urât. Și pe sticlele, pe peretele prubetei s-au depus niște particule de apă. Și ce rămâne pe fund, o să vă zic imediat ce este. Dați-mi voie să pun telefonul la loc. Vedeți că sunt în clasă la chimie. Bun. Ce a rezultat aici, dragi prieteni, este așa. Gazul care a rezultat, de l-ați văzut mai devreme, de a făcut așa, este dioxidul de carbon. Asta de pe margine este apa. Vă dați de voi seama că este apă. Și a rămas pe fund, pe fund este clorura de sodiu. Deci a văzut, face urât. Mă rog. Și voi adăuga acum, după cum v-am spus, unul dintre cei mai periculoși acizi este de concentrație 6%, deci nu este foarte periculos, dar este. Acidul sulfuric de concentrație 100% este foarte, foarte, foarte periculos, arde tot. Bun, vom pune acest sulfuric, vedem SO4 și cum am învățat mai devreme cu clorura de bariu, deoarece clorura este folosită pentru recunoașterea sulfaților. Și să nu vă aud că spune sulfat de hidrogen, că nu este. Este acid sulfuric, dragi prieteni. Bună, s-a sunat? Oare? Mai sunt 10 minute, deci haide să facem episodul, dar nu ne grăbim, că pe urmă este urât. Luăm o eprubetă. Bun. Și avem așa. Voi pune mai întâi... Da, să mă gândesc. Voi pune mai întâi... deci acidul sulfuric este mai periculos. Voi pune mai întâi acid sulfuric. Bun. Dați-mi voie să-l deschide, să ne mișcăm destul de repede pentru că este un acid periculos. Am aici o cârpă în caz de ceva. N-aș spune să nu, este, să nu fie nevoie. Mai este foarte puțin în sticlă și nu prea curge. Bun, am pus puțin acid. Dați voi că am dat pe mine puțin. Dar am aici hârtie și apă. Imediat după ce am dat, după ce am dat acid, pe noi să le spălăm imediat. Deoarece acizi sunt periculoși, dați-mi voi să arunc la gunoi. Imediat. Mai ales, aoleu, am s-a deschis. Bun. Ne ștergem și pe mâini. Nu umblăm cu mâinile ude, deoarece sticla ne poate scăpa din mână. Bun. Am pus foarte puțin acid sulfuric. Bun. Sper că apreciați ce fac eu pe aici, pot să mă rănesc oricând. Și acum clorura de bariu. Doamne ajută, asta nu e periculoasă, deci n-am de ce să mă sperii. Vedeți, a rezultat un precipitat alb lăptos. Pardon, un precipitat. A rezultat ceva alb lăptos. O să vă spun imediat ce rezultă, doar dați-mi puțin voie să întorc etichetele spre mine ca să gândesc în cap ecuația chimică. Să vă pot spune ce a rezultat. Bun. Deci, a rezultat acid clorhidric și cu sulfat de bariu. Deci, acid clorhidric și sulfat de bariu. Sulfatul de bariu este cel alb lăptos.
Bun. Cam asta au fost reacțiile. Acum nu știu dacă să fac și următoarea reacție, deoarece v-am spus ce face acesta, azotatul de argint. V-am spus că face așa zisa piele de drac, dacă îți caze pe tine, îți negrește pielea și n-ai ce să mai faci în momentul acela. Așa că voi face așa, dați-mi voi numai puțin, trecem la următoarea. Deci bun, băi prieteni, am oprit aici deoarece doamna nu este în clasă ca să mai mă supravegheze, pentru că urma să fac o reacție mai puternică. Și cam atât a fost pentru astăzi, Swiftie Gaming Ro vă salută, dar înainte să vă salut de final, o să vă prezint substanțele cu care am lucrat, așa că hai să trecem la treabă. Hidroxidul de sodiu, sulfatul de nichel, acidul sulfuric, clorura de bariu, acidul clorhidric, azotatul de cobalt, azotatul de argint, carbonatul acid de sodiu și sulfatul de cupru. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Pa!